Încă 61 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost înregistrate în Mehedinți în ultimele 24 de ore, în timp ce alte 3 persoane au decedat. Tot mai mulți mehedințeni confirmați cu SARS-CoV-2 își pierd viața. Bilanțul deceselor este alarmant. Județul Mehedinți se apropie de pragul de 3 infectări la 1000 de locuitori. În ultimele 24 de ore, 61 de persoane au fost confirmate pozitiv și alte 3 și-au pierdut viața în lupta cu COVID-19. De la începutul pandemiei și până în prezent, 3368 de mehedințeni au fost infectați cu SARS-CoV-2, dintre care 132 au decedat. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 1283 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia, 159 persoane sunt internate, 688 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost înregistrate 61 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 și 3 decese. Precizăm că rata incidenței cumulative COVID-19 în județul Mehedinți este de 2,83 la 1000 de locuitori. Mehedințenii sunt tot mai afectați de pandemia de coronavirus. Rata de infectare în Mehedinți este de 2,64 la 1000 de locuitori, iar 21 de localități au depășit pragul de 1,5 la 1000 de locuitori. Cele mai afectate localități sunt Braniștea cu 7,69, municipiul Drobeta, Turnu Severin, ce a depășit rata incidenței cumulative de 5 la 1000 de locuitori, Izvorul Bârzii cu 3,57 și Orșova cu 3,54.